Mașinile abandonate pe străzile din municipiul Buzău au intrat în vizorul polițiștilor locali. În prezent, prin toate cartierele, există zeci de mașini nefolosite de ani buni, cu cauciucurile sparte, ruginite, unele dintre ele transformate în adevărate depozite. Numai în perioada 9-15 aprilie au fost depistate 17 rable, proprietarii mașinilor fiind deja somați să și le ridice. Campania de identificare a vehiculelor părăsite pe străzi va continua și în perioada următoare. Proprietarii care nu se conformează riscă să fie amendați, iar rablele abandonate vor fi ridicate și depozitate într-un spațiu administrat de societatea Urbis Serv SRL. Polițiștii locali recomandă proprietarilor vehiculelor abandonate de cel puțin un an pe domeniul public al municipiului să ia măsuri urgente în privința ridicării lor, în caz contrar, urmând ca vehiculele să fie ridicate și depozitate într-un spațiu administrat de Urbis Service SRL. Persoanele care nu respectă dispozițiile legale pot fi sancționate cu amendă cuprinsă între 1.000 și 2.000 de lei. Polițiștii locali îi roagă pe locuitorii municipiului Buzău să îi sprijine în continuare pentru identificarea vehiculelor abandonate. În acest sens, ei pot suna la telefonul cetățeanului 0238 955 sau la dispeceratul Poliției Locale Buzău.